haide, hai, vino jos, hai, n-are nimic. Hai, paspartu, du-ne la următoare, hai. Deja mi-a spus tot ce a trebuit să-mi spună toate ghicitoare, zice, ai înțeles, nu știu ce zic. N-am înțeles nimic. Și mă uitam la perdele, la cum e făcut tot spațiul acela, la detaliile, nu știu, cărți, bibliotecă. Următoarea probă se numește scripetele. Așa. Cum? Scripetele. Ce crezi că poate să fie asta cu scripetele? Furnicular sau funicular? La ce? Da. La Madagascar. Papa Fura a zis că vrea să-l vadă pe Andrei la proba asta. Da, că nu l-a văzut deloc pe Andrei la proba asta. Hai, baftă! Vine în față, vine din spate pe Andrei, stai puțin! Ești ca unul! Dracu-tunu! Stai puțin, în timp ce Paul spune despre probă, eu o să vi-l arăt din spate. Întoarce-te puțin. Și fă așa, hai! Asta e! Zi-mi cu proba. Hai, păi zi-mi despre ce e vorba. Fii atent, trebuie să intri înăuntru, ai o sfoară și trebuie să tragi de ea pentru că trebuie să tragi niște pietre din apă. Când ajung pietrele la capăt, va fi agățată și cheia acolo. Te ridici, e cheia și ai ieșit. E de forță. Forță! E pe forță, hai, e la tine acolo. Da, hai că intru cu tine acolo. Bat, Andrei, hai! Vezi că e puțin lichid, ai puțin. Stai așa. Stai așa, paspartu. Cât timp are? Deci știi ce ai de făcut, da? Da, hai. Ai 2 minute la dispoziție, da? Da, Andrei? Da. Ești pregătit? Dau startul? Da. Strunire! Hai, dă-te! 3, 2, 1! Andrei! Bine, Andrei! Boale, rupe balea aici! Rupe sfoara aici, nebun! Bravo! Andrei! Ce forță are! Mai bine pe ăsta l-aș lua temnicer la mine aici. Uite că Hai, tati! Bine, bine! Uite timp! Puteai să vii, știți, puteai să vii așa, în mersul meu. Greu, câte kilograme, că tu mergi la sală, știi? Nici s-a tras 50-60. Ninu, te-ai încălzit! Ai estimat bine că sunt chiar 50 de kilograme. Da? Da. Cheile, paspartu, câte sunt? 3 kg! Hai să vă scot într-un loc drăguț. Vă scot într-un loc drăguț pentru că suntem în Franța și Franța este capitala mondială a modei. Nu a modei, a mesei de Crăciun și de zile. Hai să mergem. Da, vă duc la masă. Hai că merg la șef Stanic. Are șef Stanic o mâncare excepțională pregătită. Eu am mâncat, am gustat înainte, foarte bună. Mi-a stat în gât, dar foarte bună. De cum am văzut, am știut, frate, trebuie să mă duc până jos cu tot corpul și pe aceea să, ca să nu pierd timpul, să mă ridic tot pe ajutându-mă de frânghie. Așa. Și în sfârșit la restaurant. Și în sfârșit! Bine ați venit la restaurant! După cum vedeți, este un restaurant în interior, pentru că șef Sadic, așa îl cheamă pe șef. Sadic. Pentru că așa. Ești înfometat, ieși în față un pas. Wow. Hai. Da, mai, ai tras la pietrele alea. Și pentru că
N-ai mai fost de mult la o probă, te rog frumos, Cornel. Voi doi. Paul. Voi doi, da. Nu vă spun mai multe pentru că aveți acolo cu el o discuție destul de lungă. Am ce împreună? Și apăsătoare. Nu te bați. Deja sună ce mănânci, să nu-l bați. Mie deja sună ceva romantic, bă, doi. Hai, trebuie să vă spălați pe mâini. De ce v-am pe mâini înainte? Spălați-vă pe mâini înainte. Stai, stai, stai. Ce vă spălați? Spălați-vă pe mâini. Trebuie să intrați? Trebuie să intrați. Ce mă, nu-i explicat? Deci nu-ți explic, nu-ți spun nimic, îți spune Sadic acolo. A, da, hai, 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 gata, deschide. Dar nu simt. Toate bună! Hai! Ce te dă asta? Ștește-te așa, nu-i Sunteți capabil, oare? Deci pochetiți? Riscați, nu-i așa? Pe ea la mine se riscă mult. Știi ce vreau să fie atent? Zim. Un muș de vită, well done, da? Muș de vită. Problema e că vita noastră a murit în urmă cu o săptămână și am lăsat-o acolo sus pe fort, l-a putrezit. Peste încă o săptămână o să fie numai bună, n-ai venit la timp. Avem aici ceva absolut special pentru voi. Absolut special. Dacă veți reuși să mâncați asta, primiți cheia. Dacă nu, nu primiți cheia, cheia rămâne la mine. No? Cât de mare? Cât de mare? Ați fost în Africa vreunul din voi doi? Nu. Există rinoceri în Africa, dar există și rinoceri în Fort Boyard. Rinoceri sushi Boyard. Bă, ce reacție, mă, bucinie! Bun. Păștea nu trebuie să-i mâncați neapărat. Ăștia-i mănânc eu, ăștia-s prietenii mei. Bun. Dar ăștia patru trebuie să-i mâncați voi. Doi, tu și doi, tu. Sushi. Sushi. Sushi Boyard. Da. Nu, no, nu, no, nu, no, hai. Ca să vedeți că sunt bun cu voi. Partea asta din față nu se mănâncă. Păi aia mai am. Bun. Pentru că asta vă rămâne în gât. Așa eu cred că ne rămâne tot un gât de ceea ce acolo, dar... Nu se poate. Eu mâncam și pe aia că... Eu am prins și foamea mare și atunci am mâncat foarte mulți creștișori de ăștia. Deci vă rog frumos, doi câte doi. Stai dacă puțin, vreți să beți apă, am aici apă pentru voi. Băi, vreți să nu bei? Da? Dacă vă e sete, vă spuneți. Vă rog, deci, cu curaj, ia, unu, și doi. Așa, și tu, doi. Trebuie mâncați sau trebuie înghițiți? Nu contează. Înghiți, bagă-i pe drum. Te rog. Deci trebuie să dispară pur și simplu, nu? E... Hai să nu iei pe prietenii mei, da? Te rog frumos. Pentru copiii noștri. Încep tu primul. Fii atent, zi-mi, te rog, dacă este contra cronometru sau nu. Nu, dar vă rog, dar mâncați. Avem deci trebuie să mâncăm doar așa. Mâncați, vă rog. Mâncare iei pe aia din fața mea. De ce? Că zice, îi mănânci, tu îi mănânci eu. E bine. Hai, te rog. Ce bă? Hai, bă, cu tocorez, cu tocorez. Da, cu tocorez. Da, nu vă gândiți să dați înapoi. Sushi e bun. Bun, bun, Cornel, ia, bun. Hai, crocan, crocan. Sunt specialitate, bă, ia, te rog. Te rog. Hai, curaj, curaj, hai, de duci cu mă. Nu cred, te face pe tine un... Hei, știu că ai toată de la mântă, te rog. Nu, e bun, e foarte bun, o, bun. Bun, a, a, un, a. Merge! Bun, nu? Se bun? Se bun? Nici măcar nu vă trebuie apă, corect? Da. Sigur? Ok, putem să mai avem. Bun. Le place, vai, dar ce le mai place. Să vede pe fața lor satisfacția. Vrei niște apă? Dacă vrei să vă spălați pe limba, avem apă la robinet. Mai știi că aia pe care, care s-a murdărit și trebuie să fie fumat de curățenie? Și ultima ta bătălie. Ha, bravo. E bine, nu-i așa că e gustos? Dacă vrei să-ți clătești gura, ia apă la robinet. Deci, nu avem voie. Nu aveți nevoie, bine. Nu avem voie. Aveți voie, bineînțeles. Când? Acum. Fără să pierdem proba? Fără să pierdeți proba, dar vă rog. Mai mănâncă după aia. Nu fie hoț. Nu fie hoț. Hai, mănâncă. Hai că e ultimul. Încă unul și aveți cheia, dacă nu... Unde era? Hai, hai, hai. Hai că mai avem 20 de secunde, hai. Nu cred. Hai, hai. Hai, hai, hai. Bine, bă! Bun, 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 bun. Ați câștigat cheia, perfect, bun! Minunat. Felicitări, felicitări. Bravo! Bravo! Sunt mândru de voi! Trei mândru de voi! Bravo! Bravo! Hai, așa client să tot ai!
Hai, hai, outside! Au revoir, au revoir, mes amis! Bine, mă, băieți! Ce simt oamenii respectivi? De ce ar mânca cineva așa ceva? Bă, este o delicatesă, pare că e ceva ca de pește. Da? E foarte sărat. Da? De bă, mai bun decât arată. E gustos, nu? Da. Ce e gustos, da? Miroase de la voi? Okay. Miroase de la voi sau de la el că a fost la gunoi? Da. La gunoi, am mâncat gunoi. Ai mâncat gunoi? Să-ți mă pace. Petrește, bagă-l mai întâi. Hai, ia zi, până termin, până ești în forță, termin. Ce faci acum? Ce ai făcut? Ia pe alții, domnule, ia pe alții. Lor? Ei s-o deschid, aha. Asta e gluma preferată lui Pastamp. Mie nu prea, dar nu pot să-i refuz copilului plăcerea asta. Băi, da mâna, nu, nu, nu! Ce, asta, Power! Nu pot să-ți dau proba următoare! Vin piticul ăsta, te place, dar încă bine! Băi, m-am planificat, ia, băi, pitic, stai greu! Nu că eu nu am probleme cu asta. Nu-i mai de cap meu, atunci de mâncare. Lasă-mă în pace, pleacă de aici. Șef să adică la mic. Hai să mergem mai departe. Hai, hai, hai. Hai, hai. Nu te fie în jur. Jur că nu vin. Dă-te. Hai, Paul. Gata, vin. Hai, Paul. Hai. 80% din procesul de îmbătrânire a tenului este datorat factorilor externi. Acționați. Cu Slow Age de la Vichy. Asocierea a trei ingrediente active puternice și protecție împotriva razelor UV. Eficacitate dovedită clinic. Slow Age corectează petele pigmentare, reduce liniile fine și încetinește apariția semnelor de îmbătrânire a tenului. Slow Age. De la Vichy. Exclusiv în farmacii. Hai, Dave! Mă urmărești pe piticul ăla. Colegul meu, Cornel, zice că mergea la film și mânca popcorn. Și când la un moment dat și când mi-a zis: hai, Andrei, că e tot ok, și vorbea spre mine și mirosul ăla, am zis gata, acum a vomit. Și eu de-aia îl țineam pe el de vorbă, ca să mă țin și pe mine de vorbă, să nu mă gândesc. Și mă stecam acolo, dar era foarte relaxat, adică eu am mâncat alea ca pe niște chipsuri. Eu stau doar aici, eu aici rămân. Mâine, mai în față. Ce să duc aici? Băi, aveți grijă, da? Da. Acolo? Da. Aveți grijă. Vrei să vin acolo? Da, da. La șifte asta, o să fac eu, da? Bun. Hai că vreau să fiți... Andrei, treci în spate, că ești mai micuț. Hai că zici. Te vezi oricum. Se fi. Vreau să fiți foarte atenți, da? Da. Proba asta se numește țeava de evacuare. Da. Da? Acolo, vedeți apa aia cum curge, pe acolo da. Trebuie să intre. Da. Hai să vedem pe cine a delegat... Ah, uite, pot să văd. Deci... Pe chestia aia acolo? Sânșoară. Eu? N-ați reușit la chei, eu s-a speriat cu n-ați reușit la chei. Forță. A zis că e prea simplu. Hai, vino cu și v-ați gândit să mă puneți în dificultate, stați. O să obțin o cheie sau o să ai un cod, vino cu 4 cifre. Faptă focus! Așa. Vino cu aceea. Stai cu față. Așa. Urci pe scara asta din spatele tău. Da. Intri acolo și trebuie să mergi până în capăt. Da. Da? Da. În capăt ai codul. Ok. Pe care trebuie să-l spui lor. Bine. Hai, ce este bine cu buzul? Ești gata? Stai așa! Băieți, intru! George, vină cu acea. Intru așa, nu? Stai, nu intra încă. Nu pleca încă. Nu pleci, nu pleci, stai! Nu pleca! Nu plec. Ce rece e apa. Ești gata? Încerc, da. Păi dăm startul! Păpuțează, gândește-te la lucruri! Hai! 3, 2, 1, gata! Hai! Hai, ține-te din laterale, Cosmina, din laterale. Blochează cu tălpile lateral, cu tălpile, așa. Cu tălpile sau cu genunchi? Cu tălpile. Cu genunchi, spune-i. Cu genunchi. Cu genunchii să se tragă de geamuri, să se tragă de geamuri. Trage-te de geamuri. De ramele alea. De ramele alea. Cu genunchi. Ramele sunt în relief, crezi? Cred, nu știu. Ok?
Doar ce văd și eu aici. De geamuri în laterală și blochez cu genunchii. Și cu spatele, și cu spatele... Cu spatele. Băi, de picioarele, acoperișul ăla. Cel mai bine, cu picioarele, vă spun eu, secret. Nu merge? Cu picioarele. Ce faci? Nu merge? E foarte greu să mă țin. Ai grijă să n-alunici. Păi nu-l lua pe deasupra. Mai are timp? Mai are timp? Mai ai, mai ai timp. Hai, mai încearcă. Ține-te cu mâinile din lateral și cu... Eu te cred, dar trebuie să încerci să blochezi cumva corpul, ca să poți face pași. Face priză, face criză. Hai, hai, hai! Să din lateral! Băi, George, poate cu spatele, mă! Cu spatele pe tavan! Cu spatele pe tavan! Cu spatele pe tavan nu poți să blochezi. E cot acolo, ajunge, măi! Păi asta e și ideea. Asta e ideea, da? Hai, Cosmin, hai, 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 că poți acolo! Cosmina! Cosmina, concentrează-te! Hai, mă, încurajați-o, mă, că... Spune să te concentreze, să nu se agite! George! Nu e, nu e! Hai, hai cu genunchi acolo! Cu genunchi, că nu pune genunchi! Nu mai are, nu mai are de... Hai, zi să iasă, că nu mai are timp! Hai, că nu mai ai timp! Hai, acolo! Hai, hai, hai! Hai! Hai, de aici, ușor, ușor! Dar putem să ghicim codul? Da, greu, ă! Dacă fac din prima... Ia, stai așa, stai mai în spate, mă! Nu are nimic asta. Așa greu aici. Este imposibil să urci, n-ai cum, efectiv. Luați mâinile pe cutie. Luați mâinile de pe cutie. Dă-ți-vă la o parte, este de neștimcă. Se explodează cutia. Focus, focus, că vine momentul ăla important. Focus, 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 focus. Opa! Focus, focus, preparatus. Asta e. Deci greu, ă? Foarte greu, este totul... Planul foarte drept, n-ai efectiv. Cu genunchi, cu ceva. Nu mai puteți să te apropii de rame de geamuri. Jetul de apă e foarte puternic. De ce n-ai încercat să mai bei din apă? Să mai bei din apă, îmi zic. Am băut. E foarte sălată, i-am. Hai, hai, să mergem mai departe. Hai, hai, că nu-i nimic. Hai, 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 trag cu tunul! 5K1! Haide! Urmează cilindrii, să mergem. Aprevu! Hai, 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 hai. Don't let me down. E o probă care se duce la bun sfârșit foarte greu. E chiar imposibil. Mă dor genunchii foarte tare. Sunt zgâriată pe mâini. Foarte iritată, foarte obosită. Vreau acasă. Frate, am obosit. Am obosit, am obosit. Ai obosit tu? Care tu toată viața ta ai făcut? Ai făcut numai sport. Numai sport, dar mai și obosit. Și... Proba asta e complicată, rău de tot. Toată. Dar nu e periculoasă și mă enervează. Adică? Nu e periculoasă, e așa, doar complicat. Dar de complicată, e complicată. Nu-mi place ce face la restaurant, nu știu. O secundă. Da, nu e. Pentru proba asta... Nu e punctul de întâlnire. Pentru proba asta este aleasă... Mamă, bine, Ana, bine, Ana, hai! 3, 2, 1, hai de capul meu!